Hai să vă faceți ce mi-a faceți prima găsit la un nou joc de bijeți mirobolant canal. Astăzi facem, după cum vedeți, un bike vlog în pădure. Astăzi mergem pe un traseu plin de hârtoape. Și da, filmez cu o mână, deci un ham special pentru chestiile astea. Deci n-am un ham să-l pun pe piept și pe spunez. Dar asta e, să te scurcă cum puteți, pe cum vedeți. Suntem în pădure. Și da, scuzați-mi lipsa mare de pe YouTube, dar asta e, n-am ce să fac. Sunt o putare ordinară. Trebuie să fim oleacă atenți la drum ușor. Că, na, poate cădem. Oricum, bicicleta asta e vai de capul meu. De câte ori am căzut cu ea și am făcut-o praf mâncată și pe praf am făcut-o. Frâna din spate nu prea mai merge, nu știu cum să zic. Uite, ia ce îmi place mie! Prină moale! Prină mol să merg eu. La mie îmi place să merg ca un porcușor prină mol. Și hai să facem și noi la videoclipul ăsta cât? 10 like-uri? Hai 10 like-uri, ce? Este un videoclip foarte, foarte special. Este un videoclip foarte special pentru că e bike vlog și este special despre acest canal și e în pădure. Pădure. Nu prea mai știu ce să vezi. Voi cum mai stăți? Sunteți bine, sănătoți, sănătoși? Puteți să vă uitați la această priveliște extraordinară din pădure. Vezi, este un traseu cu hârtoape. Multe hârtoape. Așa e, bun. Pot mergi cu o mână, nu-i problema. Pot mai și fără mână, să zic. Dacă prin pădure e mai greu. Am pădure un pic mai greu să mergi cu fără mâini. Vai, mamă, ieși. N-am mai putut să stau în căsuță. Așa că am ieșit afară. Mamă, e că, ia, Superman, de-ați fășit să Superman. Mi-a făcut roata, vai, diminu. Și aici să-l văd. Și aici să-l văd un pic mai scurtulel. Deci, da, e un traseu scurt. E un traseu destul de scurt, nu-i prea lung. Trebuie să ai grijă pe unde mergi. Desigur, o sticlă. Cum putea să trec cu sticlă în aceste frumoase păduri? Ataite, n-ai ce faci. Aici trebuie să avem grijă, mare grijă. Probabil știu că nu, cred că nu vreau să vă placă acest joc, că este un pic cam haotic, nu prea înțelegeți ce este pe aici. Sau cred că nu înțelegeți nimic ce vorbesc aici. Dar, în fine, o să fac și o scurtă predetaie la bicicletă. M-ai dat un lemn la spiță, ești prost? În fine, hai că o să fac o să opresc și o să fac o predetaie la bicicletă. Cred că ați auzit trenul, nu-i așa? Sper că ați auzit tren. Hai că o pun pe păză și vă fac o prezentare la bicicletă. Deci cam așa arată bicicleta. Schimbătorul. Lanțul e ruginit.
focus, please. Bun. Cum vezi, lănțui varză. Aici, apărătoarea asta e ciupită. Se pot vedea stupituri. Șava, eu nu mai zic că e roasă. La câte căzături m-am făcut ea, normal că e roasă. Cred că încarc bicicleta și nebun. Bun. Clopoțelul nu mai zic, am căzut cu el, el s-o spart. Schimbătoarele. Nu pot să vezi nici prin ele, ești nebun. Are 7 viteze. Import Anglia. Deci nu prea poți vedea nimic prin schimbătoarele astea, decât așa dacă te uiți foarte atent. Frânele cea de spate trebuie să o lipesc cu scoci. Cred că s-a rupt. E s-a rupt. Stai mă, nu cădea. Mă strâng. Deci este o bicicletă foarte abuzată. Aș putea spune. Da, și-a făcut treaba. Îți mulțumim de ea. Nu mai e pământ pe aici, pământ, nu mai e pământ. Roțile, nu știu dacă ce mărime sunt roțile. Cred că trebuie să mă uit un pic la mărimea roților, știu ca să vă spun exact. Poate o să vă las pe aici, ori în colțul ăsta, ori în colțul celălalt, mărimea roților. Și cam atât, adică... Ce să pot să mai zic mai mult despre ea? Așa, a, da. Suspensiile, așa, suspensiile sunt ruginite. Și aia poate confortabil, că poți merge mult și bine pe ea. Este foarte confortabilă. Este extrem de confortabilă. Aici e ros. E rosul dacă aici. Cred că se poate vedea. Focus, mă. Please, focus. Bun, vezi, e un pic ros. Și aceea e frie, mă rezi, când am căzut aici în pământ. Eu o să dăm un pic mai la deal, așa. Că cade, că virgulă cade. Nu, că... Așa, bun, perfect. Aici e un pic, aici e mai ros. Am focus. Bun, vedeți, e mai ros decât acolo. Bun, și cam atât a fost cu acest vlog. Eu și Lenuța vă salutăm. Și vă așteptăm la un nou vlog. Bye, bye! Dar și nu uitați de share, subscribe și like. Dacă ești nou pe canal și îți place ceea ce fac, dă și un like. Nu fi nesimțit.